Salut! Bine ai venit la Povești de adormit adulți, vlogul care intră cu bocanci plini de noroi pe covorul alb imaculat din sufrageria copilăriei tale. Adică locul în care vorbim despre detaliile șocante din variantele originale ale celor mai cunoscute povești din copilăria noastră. That's the joke! În episodul de astăzi nu o să vorbim despre varianta originală a unei povești, ci despre situația reală din care se presupune că a fost inspirat subiectul din Frumoasă și Bestia, una dintre cele mai cunoscute povești pentru copii. Se pare că povestea pe care noi toți o știm din cărți sau din desenul animat de la Disney se bazează pe povestea de viața lui Pedro González, un băiat născut în 1537 în Tenerife. El suferea de hipertricoză, o boală din cauza căreia întreg corpul era acoperit de păr, inclusiv fața, iar din acest motiv oamenii l-au considerat o creatură ciudată și nu un om și l-au tratat toată viața ca pe un animal. În mod ironic, norocul lui a fost că pe vremea aia să ai un animal de companie ciudat era un semn de nobilitate, astfel că oamenii l-au trimis drept cadou regelui Henric al II-lea al Franței în momentul încoronării sale în 1547. Say. Regele însă nu l-a considerat un animal, ci chiar a început un mic experiment cu el, prin care a vrut să le dovedească tuturor că îl poate transforma într-un tânăr educat, demn de casa regală. L-a îmbrăcat cu haine normale, i-a dat să mănânce mâncare gătită și l-a învățat să vorbească, să scrie și să citească în trei limbi, oferindu-i o educație la care doar nobilii aveau acces la vremea respectivă. Regele i-a schimbat chiar și numele lui Pedro în Petrus Gonsalvus, corespondentul său în latină, pentru a-i oferi un aer mai regal. Good man. După moartea lui Henric al II-lea, soția sa, Ecaterina, a pornit și ea un experiment și a vrut să vadă cum ar arăta copiii rezultați în urma relației dintre Petrus și o femeie frumoasă. Așa că a hotărât să-i aranjeze o căsătorie cu fica unui servitor, pe care o chema tot Ecaterina, și care chiar era extrem de frumoasă. Spre deosebire de povestea pe care o știm cu toții, Frumoasa și Bestia s-au întâlnit pentru prima oară în ziua nunții. Deși nu se văzuseră niciodată înainte de căsătorie, Petrus Gonsalvus și soția sa s-au înțeles foarte bine și au avut 7 copii, dintre care 4 au moștenit boala tatălui lor, spre bucuria reginei care astfel a aflat răspunsul la întrebarea care o tot măcina. Cei doi soții copiii lor au călătorit prin mai multe țări din Europa și până la urmă s-au stabilit în Parma, Italia, acolo unde au fost angajați sau, mai bine zis, au devenit proprietatea ducelui Ranuccio Farnese. De-a lungul timpului, regele a plătit mai mulți pictori să realizeze portrete ale familiei, însă în aceste picturi nu apăreau decât Petrus, soția lui și cei 4 copii care au moștenit boala tatălui lor. Ceilalți 3 copii nu erau considerați la fel de interesanți. Obiceiul nobililor de a avea animale de companie cât mai ciudate, care i-a schimbat în bine viața lui Petrus, i-a adus însă și un necaz. Ranuccio Farnese i-a oferit pe cei 4 copii considerați ciudați, drept cadou unor nobili pentru a-i ține ca animale de companie. But why? Deși se cunoaște data la care Ecaterina, soția lui Petrus, a murit, nu există însă informații despre data la care a murit el. Acest lucru se datorează cel mai probabil faptului că, nefiind considerat o creatură umană demnă de o mormântare creștinească, moartea sa nu a fost înregistrată oficial nicăieri. Ultima oară când Petrus Gonsalvus a fost menționat oficial a fost în 1617, când a participat la botezul unuia dintre nepoții săi. Se presupune că a murit undeva în jurul anului 1618. Povestea de viața lui Petrus Gonsalvus se aseamănă mai mult cu varianta originală a poveștii Frumoasă și Bestia decât cu cea pe care o cunoaștem cu toți. În varianta originală nu există niciun servitor care a fost transformat în piesă de mobilier, iar bestia locuiește singură într-un castel. Un alt personaj care lipsește este Gaston, cel care încearcă să o seducă pe Frumoasă, însă în locul lui apar 2 surori ale fetei care, ca și în cazul cenușeresei, se poartă foarte urât cu ea. La un moment dat, bestia îi dă voie Frumoasei să se întoarcă la familia sa, însă doar pentru o săptămână, spunându-i că dacă o să stea mai mult, el o să moară. În acel moment, surorile ei, geloase fiind pe faptul că și-a găsit un bărbat cu bani care îi poate oferi un viitor fără griji, au convins-o să stea mai mult acasă, cu gândul că bestia va muri și că ea va rămâne singură. Frumoasa din poveste însă are un coșmar în care partenerul ei moare și își dă seama că îl iubește cu adevărat, astfel că se întoarce la el. După ce îi mărturisește iubirea, vraja se rupe, bestia se transformă într-un prinț frumos și trăiesc împreună fericiți până la adânci bătrâneți. Dacă ți-a plăcut acest episod, să știi că voi posta câte unul în fiecare marți. Dar ca să nu fii tu nevoit să ții minte toate detaliile, apasă pe subscribe și pe clopoțel, iar YouTube o să-ți trimită o notificare de fiecare dată când postez ceva nou.